Artiști plastici și meșteri populari din întreaga țară, dar și din Republica Moldova, vestesc venirea primăverii la Muzeul Satului din București. La târgul organizat sub genericul Primăvara în Sat, mărțișoare lucrate cu multă maestrie sunt oferite vizitatorilor care doresc să le ofere celor dragi un simbol deosebit al renașterii la viața naturii. Vin din Republica Moldova, din Chișinău, vin cu o colecție de mărțișori confecționate din ceramică roșie și ceramică albă. Modele sunt o diversitate foarte mare, dar începem cu cele care prevestesc primăvara, ghiocelul, rândunica, albinuța. Aici am bronșe făcute cu mărgele și pandative. Am tot felul de jucării croșetate, de la ursuleți, păpușele, șoricei, iepurași și celebra lână pe care eu o împâzlesc. Este o tehnică foarte, foarte veche. Împâzlitul se poate face cu apă și cu săpun sau cu acu. Toți cei care suntem aici ne dorim să ducem mai departe această tradiție și după cum cunoaștem, mărțișorul este și un obiect și un obicei. Anul acesta se împlinesc 5 ani de când, printr-un demers comun al României, Republicii Moldova, Bulgariei și Macedoniei, tradiția mărțișorului a fost inclusă în Patrimoniul Cultural Mondial al UNESCO. Potrivit credinței populare, persoana care poartă un mărțișor este ferită de rele și merge bine tot anul. Târgul Primăvara în Sat de la Muzeul Satului este deschis până în 6 martie.